Salutare! Bine ne-am regăsit cu pauză de aproape un an. Ultima oară am făcut un autoroast și din păcate din 10 persoane cărora le-am dat clipul și i-am rugat să-mi dea un feedback, unul dintre ele mi-au spus că sunt prost, că se vede pixelat, că nu știu să editez și chestii de gen. Și atunci mi-am dat seama că în vlogging contează mai mult cum se vede și cum se aude decât ce transmiți. Credeți-mă, e frustrant. E frustrant să vezi cum tipe care arată bine, care au ce arăta și care poate au învățat niscaiva ad hoc sau alte programe, au un milion de vizualizări la un clip care nu zic nimic. Absolut nimic. Și să ne înțelegem, acele persoane, dacă ar transcrie mesajul din clip și le-ar pune pe un blog, nu ar citi nimeni. Majoritatea sunt necitibile. Asta este unul motivele pentru care nu am succes în vlog. Pentru că eu gândesc ca un blogger, gândesc un mesaj pe care l-a scrie pe blog și îl spun. Nu am nici prestanță, nu am nici aparatură foarte bună și nu arăt nici foarte bine. Că sunt mai gras, sunt mai colorat, nu, asta e partea bună, zic eu. Chestii de gen. Motivul numărul 2, care derivă din motivul numărul 1, e că nu-mi place să mă uit la vlog. Vlogul citesc o grămadă și citeam și înainte să mă apuc să scriu. La vlogul nu mă pot uita. Mai mult de 3 minute, chiar și la un vlog interesant, nu mă pot uita. Când văd că sunt vloguri cu milioane de accesări, care au 30-35, unele 45 de minute, pare frustrat. 45 de minute văd 3 scurtmetraje bune sau două proaste, mult mai interesante decât un vlog. Hai să zicem de ce. Nu-mi place să mă uit la vloguri, de urmare nu pot să înțeleg ce vrea publicul de vlog. Dar partea a treia, despre care voi scrie și voi explica mai pendelete, este legată de YouTube. YouTube-ul anunță, de la început, câte vizualizări are clip. Și tu vei vedea, ca cititor, ca urmăritor, acest clip de acum două zile are 50 de vizualizări. E frustrant. E frustrant să vezi că un om, nu mă uit la clipul ăla, are 50, au trecut deja două zile, aștept să posteze următorul, care poate fi mai bun. Pe lângă asta, arată exact și câți urmăritori are un canal. Se știe la început că eu am un canal care e vechi de 3 ani, 4 ani, care are 81 de urmăritori. Foarte puțin, 81 de urmăritori unii fac într-o oră. M-am făcut în 3 ani. Apară, de când am pornit blog.ro. Și e frustrant, credeți. Am vrut să-mi pun la blogul, măcar la unul dintre ele de teste, în dreptul fiecărui articol, câte vizualizări are. Și mi-am dat seama că l-aș condamna. Un articol ar avea 3000 și un articol ar avea 20. Frustrant, nu? Pentru un cititor. De ce să citesc un articol care are doar 20 de vizualizări? Drept urmare, sperând că voi găsi în sfârșit nișa care mi se potrivește și care se potrivește și publicului de vlogging, aștept să-mi dea subscribe, aștept să-mi dea share și aștept să ne vedem cu bine săptămâna viitoare, pentru că îmi propun să fac un clip pe săptămână, de preferat să apară marți. Salutare!